Dragi spectatori, bine v-am găsit la emisiunea Ancu Dincă și invitații săi. Astăzi ne vom întâlni cu un om deosebit, cu un medic cu preocupări multiple pentru menținerea stării de sănătate și pentru refacerea stării de sănătate și vă spun că este cu preocupări multiple fiindcă pe lângă medicina de stat, medicina lopată. Pe care a făcut-o și pe care o folosește, folosește și alte metode pentru refacerea stării de sănătate sau pentru menținerea stării de sănătate. Și cred că astăzi o să accentuăm un pic această menținere a stării de sănătate. De acord, doamna doctor? Da, de acord. Bună ziua. Este Bine, vorba de regăsit. doamna doctor Elena Truță, care pe lângă faptul că practică această medicină pe care știm cu toții că există, are și niște capacități deosebite, este și terapeut, este și omul care vede, este și omul care simte și este și omul care a rezolvat probleme de sănătate foarte delicate a foarte multor pacienți care i-au călcat pragul cabinetului. Doamna doctor, pe scurt, pentru telespectatorii care nu v-au văzut în emisiunile anterioare, cum ați ajuns să mergeți la facultatea de medicină? De unde până unde celelalte preocupări? Ce ați simțit ca să mergeți după ce dumneavoastră ați mai încercat și altceva pentru a ajuta și sprijini oamenii în refacerea stării de sănătate și în menținerea stării de sănătate? Păi, medicina uh, a constituit uh... Visul meu, a fost visul meu de mică, da? Să ajung doctor, doctor chirurg. Așa visa. Când eram întrebat, așa spunea. Da? Acum vă întrerup de la început, dragi de respectatori, fiindcă eu știu că doamna doctor este medic chirurg, dar nu da, de, de, de la Cubisturiu, da, de ci un alt energetică. fel. și o să ne explice mai din, pe larg în ceea ce ne va comunica. Da, deci, după cum spunea și dumneavoastră, se pot face. Uh, operații energetice, da? Să știți că multă lume spune, cum poți tu să lucrezi în fizic? Pentru mine este ceva firesc, ceva normal. Uh, pentru că majoritatea oamenilor și cei care sunt cunoscători în domeniu, da, spun că lucrăm numai pe câmp energetic. Deci eu pătrund în materie. Nu mă întreba, cum, nu știu. Dar ajung acolo, da? Dar în cazul ca dumneavoastră, aveți destule cazuri și ne puteți exemplifica câteva dintre ele de anumite afecțiuni unde prin această operație energetică... Da, chirurgie energetică, chirurgie chiar așa energetică, se și numește, da. Oamenii și-au rezolvat problemele. Da, de fapt o explicație ar fi că acest câmp energetic, tericul nostru, da, care este, ia forma trupului nostru, uh, cu o exactitate extraordinară, aici avem proiectate uh, toate organele noastre. Este un câmp de reconstrucție da? și este legătura foarte strânsă. Este ca și cum ar fi umbra organului nostru, exact cum vedem noi umbra noastră. Da? Și atunci, în momentul în care lucrezi pe organul respectiv, da, energia ajunge Până în, în celule, în interior. Acum, ce vă spuneam eu, că nu știu să vă explic, este vorba de forța gândului cu care pătrund și ajung acolo. Da? Asta este chiar o. este abilitatea mea. Da? Deci, gândul este cea mai mare putere din Univers. Când îi dai și informație, și mai și vezi, și știi ce faci acolo, vedeți ce înseamnă cunoștințele medicale. Extraordinar, pentru că ai, ai, ai exact ca o radiografie a organelor respective. Da, da, dumneavoastră aveți radiografia cunoscând corpul uman din ceea ce ați învățat la facultate, dar aveți și capacitatea de a vedea aceste organe de a și vedea. este mult mai ușor da, pentru da, a lucra. Da, și de a pătrunde acolo, da? Și de a citi informațiile și de a um, reechilibra totul, da? Știți că gândul are o anumită masă. S-a măsurat masa gândului. Da. Având o, o viteză, putem spune, dincolo de infinit, dacă putem vorbi așa ceva, masa ori viteza asta de mare îmi dă o energie fantastică. Deci, probabil că cu asta lucrați dumneavoastră. Da. Hai să vedem cum. Cum lucrați? Efectiv, cum ați făcut la cineva care a avut o problemă și dumneavoastră i-ați eliminat problema respectivă prin această chirurgie energetică. Da, păi, una din uh, operațiile uh, energetice, da, o constituie uh, litiaza biliară, da, unde, dilat canalul cistic, canalul coledoc, uh, vă explicam eu în alte emisiuni că este o procedură întreagă care trebuie respectată riguros, dar, uh, după ce omul elimină pietrele, da, deci, intervenția mea constă în dilatarea canalului cistic da? și coledoc uh, și în uh, uh, operațiunea de a face un curetaj, să spunem, în interiorul vezicii uh, da, biliare da? și de a și trage tot rezidu afară și a duce pe tot traseul spre ieșire. Da? Uh, tot în cazul unei, să spunem, o operație energetică au constituit-o, deci o altă cazuistică care a constituit ponderea, au fost fibroamele uterine. Deci ce reprezintă un fibrom uterin? O formațiune care s-a dezvoltat. În cadrul uterului se pot dezvolta formațiuni și în afara uterului, și atunci avem de-a face cu um, endometrioză. Um, la fel. E Aici, exact, facem un curetaj da? asupra formațiunii respective, în interiorul uterului, prin da? anumite pase, uh, la fel. Um, um, tăiem, pur și simplu. Deci se, se, poate tăia exact ca și cum ai face operațiunea în, 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 planul fizic, îl faci energetic, da? Noi avem pe ecran acum o imagine a unei tumori uterine, nu? Sau pe uter, cum se spune? Intrauterin. Intrauterin. Da. De fapt, Mult. reprezintă un, un, o formațiune dintr-un fibromuterin. uterin. Deci persoana avea. Trei deci, avem imaginea de în față. Da. Cum lucrați a, a, efectiv ca să dispară acea uh, tumoare? Imaginea pe care o, o vedem uh, este a unei paciente care a eliminat această formațiune. După ce da. a fost ruptă de acolo, nu? Da, sub uh, intervenția mea. După cum vedeți, se și vede că este, uh, da, unde era prinsă, da, ca și cum este smulsă. Dar, de fapt, uh, s-a desprins. Asta este un ă, caz în care pacienta a eliminat. Au fost într-adevăr multe cazuri de genul acesta când, spre exemplu, după trei zile a eliminat fibromuterin. Dar eu nu pot să extrapolez. Această, să spun că în trei zile pacienta scapă de fibromuterin. Da? Asta a fost un caz. Acesta este iarăși un caz foarte repede și foarte rapid. Uh, și de multe ori în cazul de față uh, am lucrat uh, da, pe acest caz spre exemplu acum două săptămâni iar după două săptămâni a eliminat această formațiune Doamna doctor ați avut un caz când după trei zile a fost eliminată tumora. ați avut un caz după două săptămâni da a fost un caz în care n-ați putut să eliminați tumoarea în această situație am avut și astfel de cazuri când au fost niște fibrome foarte mari și pietrificate. Deci este o altă categorie de fibrom uterin care este pietrificat pur și simplu. Să știți că noi, la un moment dat, avem organe care s-au pietrificat. Da? Adică, exact cum se depune pe vasul de toaletă. Așa avem și noi depuneri, da, pe, pe diverse organe și în diverse locuri. E, pe un astfel de fibrom uh, mare și care este pietrificat, uh, chiar nici eu nu pot să fac nimic, este caz de operație chirurgicală Deci în situația asta clasică, recomandați da, respective da, da, să meargă da, da, da. la chirurgia deci, clasică. Da, pot, să, mă, uh, pot să, să spun din start ce pot și ce nu pot. Și consider că așa este fair play, așa este corect, da? Nu uh, încercăm. Deci unde sunt depășită, recunosc că nu sunt, uh, da? Nu, nu pot să spun că întotdeauna totul totu se poate. Sunt și cazuri în care... Sunt cazuri limită în care da. nu mai se poate interveni. Uh, o problemă care mi se pare destul de interesantă este și vă, îmi dau seama că dumneavoastră așa lucrați, faptul că dacă e nevoie de medicină alopată, aplicați sau trimiteți la medicina alopată. Dacă e nevoie de medicină tradițională, să spunem, sau naturistă, sau cum să o mai numi ea, acționați în domeniul uh, respectiv. Problema este complementaritatea. Deci nu medicina alternativă, adică merg pe una sau pe alta, ci iau din toate ce e bun pentru pacientul dumneavoastră. Așa lucrați, nu? Da, le combin. Atunci, combin... explicați, dați un caz telespectatorilor nostru, în care ați combinat și alopată, și naturistă și tradițională și mai știu eu chinezească sau japoneză sau amerindiană și așa mai departe, unde ați folosit mai multe sau de la un caz la altul la același caz ați folosit una, la alt caz, același diagnostic ați folosit alta Nu mm, pot mm, eu știu cum, cum să mă exprim Asta să spuneți că am folosit metode diferite la... Nu, eu bănuiesc, eu n-am de unde să știu ce ați folosit dumneavoastră. E delicat să... Asta păi ați avut o chestie da. da. Ați rezolvat S-a văzut în imagine, l mulț, a s-a eliminat de acolo. Da. Ați avut chistovarian ovariană pietrificată. N-ați putut să o rezolvați. S-a trimis la medicina? A da, da, la medicina clasică, la chirurgie. La deci, chirurgie? Da. Ești de. Deci a fost aceeași afecțiune, da. metode diferite. Da, da. Deci, acolo unde nu sunt depășită, unde, unde nu există altă soluție, da? Deci, să știți că am avut o pacientă care a făcut un an de zile la un alt bioterapeut tratament și nu s-a rezolvat absolut nimic. Deci, fibromul nu s-a micșorat deloc a rămas intact, a fost chiar un caz de acesta pietrificat. Pacienta s-a ambiționat și a zis că ea nu rezolvă problema decât pe această cale, nici de cum, prin operație n-a dorit să-și pierdă, pentru că la operație nu se scoate fibromul, se scoate uterul, deci îți pierzi organul. Da. Da. Bun, și a optat pentru această variantă venind la mine Uh, a durat ceva și la mine, dar a fost cu reușită. Dar a durat ceva, a fost opțiunea Doamnei. Da? Dar unde este un fibrom, v-am zis încă o dată, care este pietrificat, dar nici eu nu. Cum să vă spun? Omul vrea și repede, omul vrea, uh, da? Și atunci trebuie să evităm uh, astfel de. Uh, dacă omul dorește să încerce, este opțiunea lui. Bun. Uh, să mă aducem în uh, atenția telespectatorilor pietrele de la uh, rinichi, da? Litiaza renală. E, vedeți aici uh, de multe ori glume și uh, spun pacientului ce ați dorit. Ați dorit să vă faceți carieră, da? De tot ați adunat acolo și s-au format. Deci una din, este clar că este o dereglare metabolică da, a formării acestor pietre și aici avem categorii de pietre, avem de oxalat de calciu, avem de uh, urați, fosfați. Spre exemplu, pietrele de fosfați se formează din carnea de pui, da? consumată în, da, în mod frecvent ne fiind, uh, uh, metabolismul fiind uh, prost, da, să spunem, da, exact acolo, se, se formează ace, acest, acești combi. Puiul com? din gospodăria rănească sau puii crescuți în uh, combinate? Sau și unii și alții? Eu zic și unii și alții până, da, cei care sunt în combinate au alte componente să zicem, da și cei din gospodărie, pentru că deci nu, am întrebat de pui, nu știu da, da, nu. conține fosfați, da? da? Deci consumând foarte multă carne de pui, deci vedeți, Ajungem la nutriție, mai puțină carne de pui, deci, da? Cei care sunt din fosfați sunt uh, categorii de uh, uh, pietre, da, la rinichi care sunt din oxalază de calciu. Acestea sunt, uh, sunt pietre dure, albe, da? Sunt, uh, sunt tari, sunt foarte tari. Și uh, uh, problema este că ele se tot adună, da, în conglomerate, până când uh, ori migrează o piatră pe ureter, da, și se face un blocaj renal, ori uh, nisip, pacientul da, elimină nisip. Bun, și cei de urați. E, aici, la categoria de pietre din uh, urați, putem să spunem că pacientul mănâncă carne mai multă, consumă carne, deci și consumul de carne în exces uh, dăunează. Bun, ce putem să facem noi într-un astfel de caz? Haideți să vă povestesc un caz, că mi-este mai ușor așa să vă. Sigur. Spun despre ce este vorba. Am avut o pacientă care a făcut o criză renală, a ajuns la spital, i s-a depistat că are un rinichi coraliform. Deci, astea sunt cazuri grave, să spunem, cazuri care necesită transplant renal. Rinichiu Coraliform, așa cum este coralul, așa și rinichiu doamnei, da? Era o masă pietrificată. Iar la celălalt rinichi avea trei, uh, trei pietre, da? Trei formațiuni. Una deja pornise pe ureter. Ea uh, a făcut, uh, au spus că uh, medicii, da? Uh, pentru rinichiu Coraliform Trebuie întocmit un dosar pentru a face transplant renal. Pentru ce, celălalt adrenic cu cele trei formațiuni este caz de operație. Între timp a venit un. au anesteziat-o, dar a intervenit o urgență și doamnei nu s-a mai făcut nicio intervenție pentru că a expirat perioada de anestezie. I-au pus o tijă. Da, pe ureter, să susțină piatra ca să nu pornească uh, pe traseu să iasă și a zis, uh, i s-a recomandat uh, să vină peste trei luni la un control da, și atunci vedem ce se va întâmpla. În acest interval de timp, doamna a venit la mine, a venit zi de zi și a spus, doamnă, vin la dumneavoastră și un an de zile zi de zi. Până nu mi se rezolvă problema, eu de aici nu mai plec. Deci, vedeți, câtă voință, câtă determinare, da, să-și rezolve astfel problema. Într-adevăr, după trei luni, când s-a dus la control, după trei luni, veni zi de zi la tratament la mine, medicul a spus așa: Nu știu ce ai făcut, dar nici nu mă interesează ce ai făcut. Renichiuri. Cel coraliform care era propus pentru transplant renal s-a dus jumătate din pietrificarea aceea ca uh, virgulă coralul. Nu știu ce faci, dar du-te și fă în continuare că să salvezi rinicul. Și nu mai e nevoie de transplant renal. Și vorbim de uh, profesor, uh, da, emerit, da, cu experiență, cu, da, foarte frumos din partea Domnului profesor, că a, acolo unde poți să să-ți salvezi rinichiul, da, vedeți, nu l-a interesat ce a făcut. Asta a fost ideea. Nu mă interesează. Cum ați lucrat asupra acestei paciente? Cu mâinile, cu gândul combinate, altfel? Și cu mâinile, și cu gândul, da? Și cu aplicarea palmelor pe rinichi. Uh, Le-am combinat. Vedeți, de să m-ați întrebat de o, o cale. O, de multe să știți că. Uh, deci nu pot să spun că sunt. Uh, uh, cum să le spunem? Nu rețete. terapie standard. Da? De, uh, după cum. Uh, nu știu cum să vă explic. Le combin eu de așa natură. După cum da? simțiți D După cum simt. Și nu știu de unde simt. Asta de, acolo răspuns, de unde de trebuie. De unde trebuie, da. da. Bun. E, în toată această procedură există și o rețetă naturistă care vine și dizolvă pietrele. Da? Le face ca nisipul și ele sunt eliminate ușor, fără dureri, poate mici dureri. Dar am avut și cazuri în care au venit cu formațiuni, cu pietricele care sunt colțuroase și au fost exact în fipte între ureter și vezi ca urinară, unde a blocat traiectul, da, deci caz de, putea să se blocheze, rinichi. da, rinichii. Și acolo fac o operație energetică, da, și dilat ureterul, da, și atunci formațiunile pot să migreze. Mai există o categorie de litiază renală, deci de pietre la larinii, care se numesc pietre de struvit medical. Ele sunt, au la bază, întotdeauna sunt însoțite de o infecție, infecție cu proteus. Deci să nu credeți că pietrele stau acolo numai ele, întotdeauna există asocierea cu o infecție urinară. Dar, specific acestor pietre de struvit, da, infecția cu proteus, care este un microorganism, să știți, greu de, de combătut, de eradicat, de eliminat. Și, bineînțeles, cu bacilul coli. Frecvent, la, cât să zic, cred că 90% din din populație, da? Cel puțin odată s-a confruntat cu astfel de, de, de infecție. Numai că acești bacili capătă rezistență, da? Se pot transforma, pot, se pot, pot migra în vezica uh, biliară, pot migra în sânge, da? Deci suferă și ei mutații cumva, da? Și pot să producă, pot să se ducă la boli grave, chiar și cancer. Deci, Domnule doctor, a spus că pe lângă metoda aceasta de a lucra cu mâinile, cu gândul, cu palmele și așa mai departe, folosiți și niște metode naturiste. Sub formă de ce? Plante, ceai, alifii, cum le oferiți pacienților dumneavoastră pentru a muia pietrele de acolo? Ce anume? Nu rețeta trebuie, dar modul în care îl da, folosește da, da. pacientul. Da, sunt, deci pentru litiaza renală avem sucuri naturiste din legume, anumite legume, da, pe care pacientul trebuie să bea zilnic, la o anumită oră, asociem și cu a, ceaiuri, infuzie, da, din două ceaiuri specifice, care vin să împiedice formarea pietrelor, și să chiar să ajute și ele la dizolvarea lor. Dar uh, spectaculos este faptul că aceste pietre nu se mai refac. Nici și, uh, și cele de la uh, vezica biliară rețineți, și cele de la rinichi. Deci, odată ce s-a curățat toate căile urinare, s-a da, reglat și metabolismul pentru că Revin și uh, remenționez că nu lucrez numai pe un singur organ sau numai pe afecțiunea respectivă, ci pe tot organismul. Deci, omul nu mai face pietre, da? Recidiva, să zicem, poate să se apară după 10 ani, ceea ce este extraordinar. Pe când, uh, prin uh, uh, metoda uh, clasică a medicinei alopate, Uh, sau metodele aplicate nu sunt decât operația în da? Da? care se extrag uh, pietrele de acolo și omul face din nou recidivă, altă operație, alt chin, sau mai există într-adevăr o metodă uh, mai nouă, litotriția. Da? Există un aparat care sparg aceste pietre, le bombardează, le sparg, dar le mărunțesc. Deci, dintr-o piatră mare faci una mai mică, dar care tot așa are colțuri, este colțuroasă, diverse forme mm. și eliminarea este grea, pentru că, zgă, pe acolo pe unde trec zgârie, produc leziuni, greu de eliminat, mai ales la bărbați, pentru că uretra bărbaților este mult mai mare. Da. Mai lungă și mai strâmtă. Da. E, uh, și litotriția cu acest aparat nu se aplică oricui. Trebuie să întrunești niște standarde, să nu fii foarte gras, să, da o grămadă de, ziceți de de parametri ca să ob, da? nu, nu, de parametri ca să da. poți să faci această procedură, dar care nu este cu eficacitate finală, da? Haideți să mai vorbim și de alte afecțiuni. Cu plămânii, cu inima, cu circulația cerebrală, cu accidente cerebrale. Aveți cazuri? Da. Ați... Deci, una din problemele majore actuale da, o reprezintă sistemul nostru circulator, de care n-am avut grijă, de care pe care nu-l conștientizăm să știți că de la 12 ani ar trebui să ne curățăm venele și arterele Valeriu Popa spune așa, nu există afecțiuni, nu există boli, există sânge stricat. și avea dreptate da, pentru că sângele transportă da, și nutrienți, dar transportă și toxine foarte multe, pe care în curgerea respectivă da, le depune pe vene și artere. Dacă am întinde venele și arterele noastre, am înconjurat pământul de două ori. Deci, vă dați seama De la o ce... singură persoană. De la o singură persoană. Bun. Uh, ce se întâmplă? De ce ar trebui să, ne, să avem grijă de venele și arterele noastre? Pentru că ele ne conferă vârsta noastră biologică. Uh, de ce ar trebui, de la 12 ani, tocmai să nu um, avem de-a face cu aceste depuneri da? pe interiorul venelor și arterelor? Din ce, avem, din ce pot fi formate aceste depuneri? Din colesterol, din oxalate uh, de calciu, da? deci depuneri de calciu și metale grele. E, această combinație a celor trei pot să formeze pur și simplu uh, conglomerate foarte dure care nu, nu se pot rezolva decât prin uh, intervenție chirurgicală clasică. Păi dacă s-ar depune pe aceste vase care a spus dumneavoastră mai înainte ce lungime poate să aibă. Se pot cum să le pune depune oriunde. Nu, dar cum să, de, să, le cureți pe acestea? Dizolvând, prin metode. Pe, prin ce metode? De da. Ale dumneavoastră, că prin alte clasice nu prea da, le văd. Da, da, da. Da, da celelalte îmbunătățesc circulația sângelui. Deci o astfel de persoană cu, cu vene, cu artere, arteriole, venule, da? Uh, prin care uh, sângele nu mai circulă va fi hipertensivă cu siguranță toată lumea la un moment dat da, face puseie de, uh, de tensiune și zice de unde, uh, da, de oriunde deci nu putem să spunem că este din artera renală uh, da, putem să spunem chiar de oriunde aparatul meu de medicină cuantică spune la un moment dat uh, indică faptul că Artera care uh, pornește de la inimă către creier, da, este, uh, are depuneri și mai ales uh, vorbim în zona carotidei, unde exact depunerile până până când se înfundă și ajungem la operație. Dacă aceste depuneri sunt pe circulația uh, da, din creier, acolo ce mai face? Ompumăm la creier? Nu. Acolo. acolo se întâmplă accidentul vascular. De ce? Deci, uh, pentru că se îngustează vasele de sânge, se îngustează. Ce înseamnă? Se îngustează sau se dilată? De ce? Pentru că s-a pierdut și colagenul din vene și artere. Colagenul este componenta care oferă elasticitate, da? Când colagenul s-a dus sau, da, nu mai există, Uh, vasul de sânge, ori face vasoconstricție, da? S-a strâns, ori se dilat. Și într-un caz, și din în altul. Nu e bine. Nu e bine, se face blocaj și se space vasul. Da? Suntem pe primul din loc astea? în lume la accidente vasculare. Ați Reține? avut situații rezolvate cu accidente cerebrale? Uh, post. Uh, post, post, normal. După, da. da. Uh, am avut, dar. Uh, Uh, știți, în urma unui accident vascular, problema este că rămâi cu sechele și sechelele sunt de ordin parestezic, deci rămâi cu o pareză, recuperarea este foarte grea sau unii chiar rămân imobilizați. E, aceste cazuri sunt greu de rezolvat, dar uh, dacă omul dorește și zic că este de dorit, pentru că oricând poate să facă o recidivă, un alt accident vascular, Uh, tot aici poate să facă un infart vorbim de artera coronară care iarăși este expusă da? Și, uh, și, să știți că chiar și valvele și pe valve se, se fac depuneri și atunci nu mai uh, pompează sângele da? Uh, mușchiul inimii este obosit și uh, subliniez că alături de Accidentele vasculare, infarturile sunt și ele. Suntem pe locul 1 în lume la avc uri și la infarturi. Trebuie să ne mândrim cu asta, nu? Da, da, este o mândrie extraordinară. Problema, în ghilimele, bineînțeles, de, cum să ne mândrim, de, pentru că n-am făcut nimic. De. Da? Deci, atunci când cunoști, care este mecanismul, da, când cunoști ce ai de făcut, o altă problemă. Colesterolul mărit, da? Haideți să lăsăm uh, pentru mai târziu lucrul acesta. Ce sfătuiți pe telespectatori să facă ca să nu aibă asemenea probleme? Preventiv, ce trebuie să facă până ajung la dumneavoastră? Că la dumneavoastră știți dumneavoastră ce faceți. Dar ei, ca să nu ajungă în situația aceasta, cum trebuie să se comporte? Mm, păi, pe... ce putem să spunem? Din alimentație, să aibă grijă, dar nutrițional. Dar este foarte greu, da, într un set de analize uzuale pe care pacientul face la medicul de familie, o să reiasă că are colesterolul mărit colesterolul cel rău el nu este rău, să știți se spune că este rău pentru că se depune pe vene și artere dar el, rolul lui este să atenueze curgerea sângelui pentru că în momentul ca, ca și un rău, ați văzut erodează pietrele prin da forța uh, a, apei sau a, a lichidului respectiv, deci el e, are rol de amortizor și de protecție, în momentul în care depunerile Cresc, da? Atunci vorbim de um, vase care sunt de sânge înfundate. Și aici vreau să mai menționez ceva. O altă cauză a creșterii acestui, lui, acestui colesterol o reprezintă fungii. Adică, um, cum se spune, da? Ciupercile. Da? Nu ciupercile comestibile, da? Fungii. Da. Și aici avem. Um, foarte multe tipuri, tulpini, da? Ce face organismul când uh, constată că, pentru că noi, spre exemplu, dacă ne mănâncă urechea, cu siguranță avem o candida heotricum, chiar așa se, se și numește, da, științific. Deci avem candidoză în ureche. Noi o putem determina pe cavitatea Bucală, da? Avem acel, acea depunere albicioasă pe limbă. Să știți cum e limba noastră, așa este și pe intestinele noastre și pe, pe mucoase. Da? Bun. Deci, mucoasele noastre prezintă candidoze, da? Unele forme din aceste candidoze pot fi provocatoare, să știți, de cancer. Deci, candida glabrata. Tot ceea ce vă spun eu acum sunt relevate și sunt uh, evidențiate cu ajutorul aparatului de medicină. Deci, ca să înțelegeți cât de important este acest aparat și câte informații furnizează da, pentru uh, însănătoșirea omului. Bun, doctor, să, o clipă să revenim la. Nu, nu vreau să vă întrerup acum. Este important acest aparat, dar nu este mai important ca telespectatorul din fața noastră să vină la acest aparat? Că degeaba, Preventiv? E, e, asta vreau să spuneți telespectatorilor. În anumite situații când au sau nu au nimic, ce poate face aparatul dumneavoastră pentru pacientul care dorește să vină la dumneavoastră? Ce îi dă? Un tablou complet. Adică? Un tablou complet, complex privind afecțiunile pe care le are, pe care le știe sau nu le știe, cele în curs de apariție, uh, virusurile, bacteriile, paraziții, metalele grele existente în organism, starea energetică a fiecărui organ și a fiecărui sistem, starea energetică a câmpului energetic, adică bateria noastră, da, să spunem, da, așa, a tuturor structurilor subtile, meridiane, centri energetici, chakre, a coloanei vertebrale și aici vorbim de osteoporoză, deci determină, face determinări de osteoporoză într-o fază incipientă sau într-o fază mai avansată. Ce mai determină? Asta ar fi primul aparat, cel de-al doilea. Pun în evidență 37 de uh, parametri medicali, uh, un fel de buletine de analiză cu parametri medicali, ca și cum omul uh, se duce la 37 de subramuri medicale, însemnând cardiovascular, cerebrovascular, renal, hepatic uh, și când spunem, spre exemplu, renal, proteinurie, creatinină, uh, urobilinogen. Funcțiile ficatului, da? Funcții de protecție, funcții de detoxifiere, uh, diabetul pune în evidență, da? Glicemia, da? Deci și uh, producția de insulină. Deci, dumneavoastră îmi spuneți mie acum, și telespectatorilor noștri, că dacă venim la dumneavoastră, este ca și cum am merge la 37 de cabinete diferite. Da. Da, ca și cum ați merge și la endocrinologie. Păi da? ca să merg la 37 de cabinete diferite, îmi câteva luni de zile, dacă nu poate spre un an de zile. Da. La dumneavoastră, cât durează consultația respectivă? Deci, cu cele două aparate durează 3 ore, da, cu tot cu. Um, explicațiile, da, cu tot cu consultația, cu tot cu recomandări și chiar și cu un tratament pe care îl face unul din aparat. Pentru că el detectează ceea ce este mai acut, da, la un pacient și acolo țintește. Deci întâi putem și să întâi. spunem că din cele, hai să zicem, șase luni de zile când mi-ar trebui să adun toate datele acestea, dumneavoastră mi le dați în trei ore. Da. Și îmi dați și tratamentul după trei ore. Da, atunci. Deci cu alte cuvinte, mă scuzați, cu alte cuvinte dumneavoastră dați exact ceea ce trebuie pacientului pentru momentul respectiv, da? Da. Fiindcă și... dacă mă duc la spital și vin după șase luni, starea sănătății mele nu mai e aceeași. E modificată și tratamentul dacă mi-l dați când am fost eu acum șase luni, nu mai corespunde cu starea mea de boală. Da, și poate. Și nu mai are nici de... efectul. Contact. Da, da, de acord cu dumneavoastră. Deci, la un moment dat, deci aici, este importanța a ceea ce face faceți dumneavoastră. și din punct de vedere financiar. Ia gândiți-vă câte drumuri, cât alergătură, câți bani, programări, da, peste o lună sau și așa mai departe. Ce vreau să vă spun? Că la un moment dat pacienții spun așa, doamnă, dar mi-ați dat prea multe. Păi asta le aveți dumneavoastră. Eu chiar îmi fac datoria, da? Dacă găsim vene, artere, da? Probleme, circulatorii. Trebuie să curățăm venele și arterele. Și avem soluții naturiste, cum să vă spun, foarte eficiente. Cu uh, recomandarea ca pacientul din acel moment să aibă grijă, toată viața lui să aibă grijă de venele și arterele lui. Uh, dacă găsim paraziți, Trebuie să uh, eliminăm adulții și să uh, eliminăm și ouăle, ca să nu se mai. Uh, da? Degeaba am omorât adulții dacă ouăle au rămas, da? Bun. Și cum pacientul vine, cam pentru prima dată, constată că are atât de mulți paraziți și nu-i vine a crede. Da? Este normal ca și tratamentul să se întindă pe o perioadă mai lungă, în funcție de, da? Invazia pe care o are fiecare. Găsim, vorbind de metale grele. Păi toate celulele noastre sunt, au depuneri de metale grele, de plumb, de mercur, de arsenic, de aluminiu. Am găsit și taliu, o travă de șobolan, cadmiu. Da. Aceste mentale grele le eliminați prin uh, bioenergie sau aveți și alte metode? Și și. Și, și. și intern, deci. Um, a spus întrebarea foarte bine. Tratamentul meu este și în celule, în fizic, și în câmpul energetic, informațional. Altfel, degeaba lucrăm numai în câmpul energetic, am luat informația, dar a rămas în materie, uh, și invers, da? Degeaba am lucrat numai în fizic când a rămas informația și uh, da, va face o altă recidivă. Bun, deci curățăm celulele care sunt blocate, sunt uh, ca și cum au o rugină pe ele și aici avem produse naturiste care uh, vin și dizolvă, da. și vorbim de vene și artere, dizolvă din vene și artere, dizolvă din arteriole. Sunt ramificațiile acelea mici, 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 subțiri, unde nu poate să ajungă niciun tratament al medicinei alopate. Deci, în momentul în care ai curățat țevile, dragii mei, eu mai, așa mai glumesc, domnule, s-au înfundat țevile, ce face acasă? Nu punem mister Musculo, nu desfundăm țevile, le-ai desfundat vreodată? Nu. Este cazul. Da. <laughs> Bun. Și, ă, revenind la ce m-ați întrebat dumneavoastră, și în câmpul energetic, da? Deci luăm uh, informațional, curățăm și informațional și uh, uh, manifestarea în fizic. Dacă pacientul a venit astăzi la dumneavoastră, a acceptat tratamentul dumneavoastră, când trebuie să vină el să vadă dacă are sau nu are rezultate la dumneavoastră, cam după ce perioadă? Nu, în momentul în care uh, nu, 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 aici nu mergem cum este în medicina alopată. În momentul în care am determinat toți agenții patogeni care lezează organismul, cauzele... Le respectatorilor, nu știi ca da, să înțeleagă. Cauzele care au determinat, uh, da, și le luăm pe rând, paraziți, metale grele, da, uh, tratament pentru curățarea venelor și arterelor. Colagenul, și îl pune în, 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 valoare aparatul, da? După ce am curățat venele, arterele, deci a, a fost pe interior de metale grele, cum v-am spus, de toate elementele care au fost acum, elementele figurate ale sângelui. Pentru că sângele, să știți, celulele, globulele roșii, au o viață de 120 de zile, după care ele mor și sunt în splină. Splina este un organ care acumulează foarte multă toxicitate din cauza acestor celule care acolo, câteodată mai glumeam, reprezintă cimitirul globulelor roșii. Um, deci să revenim. După ce am dăm tratament pentru fiecare în parte, pentru tot ce găsim, da? Aș spune că nu poate să merg țintit, spre exemplu, dacă găsesc că avem un adenom de prostată. Eu merg pe ideea întâi să curățăm pietrificarea care există la prostată, să curățăm paraziții, bacteriile, da? Pentru că întotdeauna există și o prostatită, după ce am curățat, de-abia atunci venim cu un tratament naturist pentru afecțiunea, Dacă mai există, dacă mai este. Bun. E, și atunci, stabilim un număr de ședințe, fiecăruia în parte pacient ce îi este necesar. La unele trebuie să le sunt necesare un număr mai mic de ședințe de tratament cu mine, care este baza de terapie holistică. Da, la alții poate o perioadă mai lungă. Aici nu depinde de mine, depinde de. A, deci, de tratamentul pacient. începe din acest moment. Da. Și în permanență, când faceți tratamentul, dumneavoastră vedeți și situația reală a pacientului da, da, respectiv. Da, pentru că facem tratament și cu aparatul, da? Și tratament și cu mine. Și în momentul în facem a, 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 tratament cu aparatul, îl luăm și scanăm din nou absolut tot. Deci, Chiar avem de la ședința la ședință, da? Evoluția. Evoluția, da. Și se, vă, se văd cum ceacrele se deschid, se vede cum aura, da, își revine la forma ei inițială, cum dispar din paraziți, da? Nu mai sunt detectați. Deci avem monitorizarea, Am da? Am înțeles. Ce ne puteți spune despre afecțiunile respiratorii? Aici, cum acționați, și asupra căror afecțiuni puteți acționa? Uh, Uitați că vine primăvara, da? Uh, primăvara înfloresc, uh, sau cum să. sunt uh, cei alegici, da, au o problemă. Mai ales când înfloresc, uh, da, pomii, uh, da. Toamna, vorbim de ambrozie, da, ca element. Uh, deci, alergiile se da? reconstituie o mare problemă. Uh, când avem o rinită alergică, când avem uh, alergii, când avem as bronșic alergic, vedeți ce combinație aici nefastă. Pentru că uh, acel pacient face crize de as da? și ei sunt primivizați în aceste perioade. Uh, ce să vă spun despre. Această problemă, da, este o problemă, dar uitați că eu totuși am găsit soluții. Să știți că uh, este și studiul meu uh, și de-a lungul timpului, dar tot timpul mă perfecționez. Deci, histamina, pentru că ea este la baza acestor alergii, se produce, o, o parte din histamina produsă de organism este produsă în plămâni, o altă parte este produsă în intestine. Bun. Deci avem alergiile respiratorii care sunt la praf, da? la acarieni, la polenul de la flori, la ambrozie, la parfumuri, deci la uh, elemente care vin din exterior, uh, persoanei respective. Și avem alergii alimentare, adică la piper, sunt persoane care fac alergie la lămâie, la piersică, la ou. Deci, am avut paciente care au venit și au zis Doamne, eu nu mai știu ce să mai mănânc pentru că sunt alergică la orice. Deci, este o mare problemă. Bun, ce se întâmplă în acest uh, caz? În intestinul, deci, intestinul nostru uh, și de acolo e o mare parte din uh, uh, histamină, acolo și -a, acolo se produce. Dar, avem o enzimă care se numește DAO uh, pe scurtătură, da, care Vine și reglează, da? Echilibru. Aduce echilibru. Adică, ce este surplus de histamină, da? Elimină, ce este, da? Sau uh, reglează deficitul sau uh, excesul. Să știți că toate alimentele noastre au histamină. Peștele, foarte multe alimente. Deci, și din alimentație aducem histamina în interior. Deci, o persoană care nu mai are această enzimă. Va face crize până la șoc anafilactic. Vestea bună este că există. Greu am, am găsit-o, dar am găsit-o în afara tratamentului energetic de echilibrare pe care îl fac eu și, și aparatul. Am găsit un, un produs naturist care vine și suplinește această enzimă care lipsește. Deci, este o informație, zic eu, extraordinară pentru, uh, da, pentru toată lumea care are această problemă. Pentru că să știți că, pe calea medicinii alopate, uh, nu sunt soluții. Efectiv, nu sunt soluții. Noi mai avem un material, mai avem o pacientă. Să vedem despre ce este vorba, și să ne explicați nouă tuturor și, nouă și mie și telespectatorilor ce anume s-a întâmplat cu pacienta respectivă și cum ați rezolvat dumneavoastră această problemă. Bună ziua, mă numesc Mălina Mateescu, am 23 de ani și sunt din București. Am ajuns la cabinetul doamnei Elena Truță cu o problemă legată de vezica biliară și anume litiază biliară. Am dorit să caut o metodă de tratament care să nu umlezeze în niciun fel organismul Um, și iată că am găsit-o în acest cabinet și spre bucuria mea, pietrele de la vezica biliară au început să se elimine după 3 zile de tratament. Um, de asemenea, mi-am mai rezolvat și alte probleme cum ar fi cea legată de o disfuncție tiroidiană care începuse și ea să se manifeste într-un mod destul de neplăcut și de asemenea problemele legate de miopie uh, aveam uh, dioptrii de minus 3 care au scăzut acum la minus 1,50 uh, lucru care mă încântă foarte tare pentru că nu mai sunt dependentă de ochelari, la fel cum eram înainte. Adică eu sunt chiar dacă am ochelari. <laughs> <e>? nu? nu? <laughs> Dar nu e bine să lăsăm problemele să se agraveze. Dacă există o modalitate prin care putem să le ameliorăm, atunci este de datoria noastră să încercăm să facem acest lucru. De asemenea, pot să spun că întreaga mea viață s-a schimbat pentru că am renăscut pur și simplu, am devenit o persoană optimistă, încrezătoare, cu încredere în mine și în cei din jur și. Viața mea s-a schimbat într-un mod absolut minunat, și uh, îi sunt foarte recunoscătoare doamnei Truță pentru acest lucru. Aveți încredere în terapiile alternative atunci, dacă dumneavoastră ați recurs la o astfel de terapie? Da, bineînțeles, am cea mai mare încredere în aceste terapii pentru că sunt terapii care îți oferă o metodă de, de vindecare pe, pe, toate planurile, care acționează pe întreg corpul fizic și pe corpurile energetice, restabilind în acest fel echilibru întregului organism. Deci, doamna doctor, un alt pacient care a venit la dumneavoastră cu mai multe probleme. S-au rezolvat toate în același timp? A fost una în mai... În timpului. De cursul timpului, nu toate odată. Le-am luat pe rând. Deci, principala afecțiune pentru care a venit, s-a prezentat domnișoara, a fost apilială, da. Aceasta o, o, da, îi crea probleme. Deci, a fost primul pas. Deci, am făcut dilatația canalului Coledoc, am intrat în procedura de uh, rețeta naturistă. A respectat într-o totul, a eliminat pietrele, am pus vezica biliară la treabă. Uh, acum când dumneavoastră ați văzut-o, da, uh, pe ecran, uh, dacă ați fi văzut-o când a venit la mine în cabinet, da, ați fi văzut marea diferență. Era foarte emotivă, foarte timorată, uh, mergea cu capul în jos, da, nu putea să scoată un cuvânt. Uh, deci, o diferență fantastică, da. Deci și pe plan psihoemoțional, pe plan cum să vă spun, de exprimare, de, de comunicare, da. Bun. Ce am mai ce vă mai pot spune despre, da, într adevăr avea niște disfuncții tiroidiene. Era un pic plinuță. Un pic mai mult plinuță. E, și aici am lucrat da, pe topirea grăsimilor, pentru că uh, pacienții și slăbesc la mine. Da, este și asta o problemă. Obezitatea constituie o problemă a zilelor noastre, prin uh, acționând asupra sistemului endocrin, deci tot sistemul endocrin, nu numai tiroida, trebuie reglată și echilibrată. Uh, deci tot sistemul endocrin prin puncte de presopunctură, prin topirea grăsimilor. Da? Și să știți că pacienta da pe care i-am -am ascultat mărturia a prezentat și intoxicație cu metale grele, cu mercur, care acționează asupra celulelor adipoase. Ele, de fapt, sunt mici. Și, practic, ele se fac foarte mari, se depun, da? Formează și celulita, formează și depunerile, da? De, de grăsime. Pacientul să știți că se îngrașă și dintr-un pahar cu apă. Deci, nu trebuie să. Nu vorbim de alimentație în exces, da? Pur și simplu, rata. Uh, metabolismului scade, arderile sunt foarte lente, uh, neurotransmițătorul care aduce informația la creier, la hipotalamus, este lezat. Deci hipotalamusul nu mai primește informația, nimeni nu mai ia nicio uh, decizie, da? Și atunci organismul o ia razna, ca să spunem Cam așa. Cam cât timp și-a rezolvat cele trei probleme pe care le-a enumerat mai înainte? Uh, cea de-a treia problemă legată de dioptrie a, a fost inclusă în acest tratament din cap până în, în picioare. Deci nu am acționat asupra uh, problemelor uh, da oftalmologice. Uh, de la sine, vedeți ce înseamnă să se regleze între, întreg organismul? Cam cât. În cât timp? Da. Păi... Uh, Uh, o serie de tratament uh, a fost formată din 15 ședințe, am mai făcut încă 15 da? și a mai urmat o serie pentru regenerare, pentru treținere. Ședințele pot fi săptămânale, pot fi în fiecare zi? Depinde, am... depinde de la caz la caz. Nu, da? nu, cazul fi persoanei respectiv. Cazul persoanei avea și posibilitatea să vină zi de zi, da. depinde aici, depinde de partea financiară și de disponibilitatea timpului da? Bun, dar ce vreau să vă mai spun? Am avut pacient care avea dioptrii minus 12, nu, 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 minus 25. De și era cu minus 25? Da, și era pensionat, da? Cu această, uh, da, bun. E, sub tratamentul meu pentru alte afecțiuni, i-au scăzut la minus 12 și m-a acuzat că uh, i s-a tăiat pensia pentru că nu mai este, nu s-a mai încadrat în, în, handicap. în handicapul. Da. Deci, în loc să se bucure că și-a răcăpătat, vederea, Lăsați că da. ne bucurăm în emisiunea următoare de alte cazuri și de alte informații utile de la doamna doctor Elena Truță, care îi mulțumesc pentru ceea ce ne-a prezentat astăzi și vă mulțumim și dumneavoastră pentru răbdarea cu care ne-ați vizionat. O zi bună și să ne revedem în emisiunea următoare. La revedere! La revedere! Să nu uitați să aveți o viață cu scop. Scopul dumneavoastră să fie sănătatea dumneavoastră și, și dragostea de sine. Adică iubiți-vă și uh, respectați-vă, respectați-vă condiția de om, de viață, sănătate. La revedere!